pic să vă, vă spun câteva din greșelile mele, pentru că mi-aș dori să, nu le faceți. Și anume, eu am avut rezultate zero cu Google AdWords. $5,000 investiți în Google AdWords, 3 consultanți pe care i-am schimbat de-a lungul timpului. Am zis, ok, primul e prost, al doilea e prost, al treilea e prost, după aceea este mâine, toată lumea e prostă. După care m-am prins, după ce am cheltuit $5,000, m-am uitat și mă, frate, ce mai va se întâmplă? Chiar așa, toată lumea șurubărea la AdWords-urile alea, cu cuvinte cheie, pozitive, negative. Dar, de fapt, problema nu acolo era. Problema era că eu trimiteam, mă rog, omul respectiv trimitea trafic pe website și website-ul era foarte încet în a se încărca. Și din cauza că era foarte încet, oamenii nu mai așteptau să intre. Dădeau click direct, exit. Nici măcar nu vedeau ce scrie acolo. Deci, prima lecție pe care am învățat-o, fă-ți un website care are o viteză mare de încărcare, care se încarcă rapid. Mai ales în economia de astăzi, în care oamenii nu mai au răbdare să stea să aștepte. Cu Facebook Ads, iarăși, primii $2,000 am cheltuit degeaba, nici măcar să învățăm din ei, că nu prea am știut nici măcar de unde să apucăm, deși am plătit consultanți și pe Facebook Ads. Și de-abia în mie a treia ne-am prins că, de fapt, nu trebuie să trimiți trafic pe website. De ce? Am rezolvat problema cu încărcatul. Exact. Îi poți pierde pe drumul până la scop. Dar de ce îi pierzi? Exact. N-ajunge la vânzare. Se uită, bă, ok, firma asta face... Exact. Interesant și pa. Din cauza asta, vrem să trimitem traficul din Facebook Ads, în mod special din Facebook Ads, într-un sales funnel, despre care vom discuta astăzi. SEO, la fel, am plătit expertiză, plătit bani la cineva să ne optimizeze, 100% bounce rate. Vrei să ne faci optimizare SEO? Nu mai țin minte. La cât de mulți bani am plătit, nu mai mi-aduc aminte chestiile astea. Dar erau cifre de genul 400 pe lună, timp de nu știu câte luni și tot nimic nu s-a întâmplat. Și problema a fost că noi ne-am ales cuvintele cheie, și le-am ales prost. Am ales business development, care era un cuvânt ales după criteriile, după cum ne-a spus consultantul că trebuie să le alegem, că trebuie să fie nu știu câte număr de searches, de căutări pe zi, pe lună, pe nu știu ce. Și ne-am luat unul care era cu număr mare. Doar că oamenii care căutau business development, de fapt căutau job în business development, care nu erau antreprenori, pe care îi targetăm noi. Deci atenție foarte mare la cuvintele cheie după care optimizați site-ul. Să fie relevante pentru business-ul vostru. Ce-am mai făcut? Noi am luat un consultant pe care îl plăteam, asta mi-aduc aminte, că și acum 1000 de euro pe lună ca să aibă câte o ședință cu noi pe săptămână. Deci 250 de euro pe ședința de o oră cu noi în România. Era bun față de cât de proști eram noi la momentul respectiv. Știa mai mult decât știam noi și ne uitam la el ca un Dumnezeu. La momentul respectiv, noi ca să trimitem un mail ne lua 2 zile. Că nu știam de unde să o apucăm și cum să abordăm problema. Ca să facem o postare, era o chestie de câteva ore. Păi cum să fac click post? Că dacă vede cineva și n-am făcut bine și n-am scris bine și n-am... Acum... din voleu le face, pentru că totul vine cu exercițiu. Și aveam nevoie de acel consultant să ne vadă absolut toate activitățile pe care le faceam, pentru că nu aveam niciun pic de încredere în noi, că nu știam ce facem. Background-ul meu e în finanță, n-am nicio treabă cu online marketing și cu vânzări și cu toată economia asta, a trebuit să le învăț de nevoie, pentru că altcineva n-a fost în stare să mă ajute să vând. Social media la fel, ne-a zis consultantul, postează, chiar dacă n-ai prieteni, n-ai followers, n-ai nu știu ce, la un moment dat ei o să vină așa, ușor, ușor o să începe să se creeze audiență. Și
6 luni o să-ți ia, deci ai răbdare. După un an de zile, numai că n-am avut mai mulți followeri și prieteni care să vină, dar am pierdut și din prietenii mei personali, că am postat chestii de business care nu interesau pe prietenii mei. Și mi-am dat seama că, de fapt, doar postând pe social media necesită o grămadă de efort, iar rezultatele... Ai o pagină frumoasă cu postări frumoase, dar vânzări mai puțin. Pentru că, până la urmă, totul se duce la acest sistem în care trimitem traficul. Deci asta a fost descoperirea mea, una din descoperirile mele cheie pentru mine. Acest sales funnel pe care îl discutam mea. La e-mail la fel. 100% la e-mail am avut un open rate foarte mic și cei care îmi dădeau click-uri îmi dădeau pe unsubscribe. De ce? Fiindcă povesteam ce mari și frumoși și deștepți suntem noi. Dar pe lumea interesează lucrurile astea? Nu. Fiindcă oamenii au problemele lor și ce interesează doar să-și rezolve problemele și atât. Blogging, la fel, mi-a spus consultatul de marketing. Păi și la câte informații aveți voi și știți, scrieți și voi niște articole de blog. Am scris, le-am distribuit prin motoarele alea pe de distribuire și nimic. Video ads, iarăși, plătești acolo o căruță de bani. Culme la un om care știu sigur că a generat rezultate foarte bune pentru altcineva. Că de-aia deja mă fripsesem cu atât de mult încât am zis nu mai vreau să plătesc la nimeni. Dar știam rezultatele pe care le-a obținut pentru altcineva, un mentor de-al meu. Și i-am plătit. Evident că nu s-a întâmplat nimic și n-am făcut nicio vânzare. Pentru că n-am avut sistemul la momentul respectiv. Și mă rog, networking care mi-a mâncat o grămadă de timp fără absolut niciun rezultat.